Primul autobuz electric circulă în municipiul Râmnicu-Sărat. Primăria municipiului Râmnicu-Sărat continuă dezvoltarea transportului public local prin achiziția unor autobuze electrice de capacități diferite fabricate în România. Acestea au fost proiectate pentru a respecta toate normele de siguranță a călătorilor, dar și pentru a oferi un grad de confort sporit al călătoriei. Ne aflăm în primul autobuz electric care a venit la Râmnicu-Sărat. Este un prototip. În foarte scurt timp, sperăm în câteva luni, să ne fie furnizate cele 8 mijloace de transport electrice, practic 8 autobuze de capacități diferite, pentru a deservi transportul urban de călători. Va fi un transport mai ieftin, în condiții de călătorie silențioase, pentru că motoarele nu fac zgomot, și sperăm să fie pe gustul râmnicenilor. În ultimii ani, operatorul local, transportul urban de călători, și-a dezvoltat permanent, spunem, baza materială, au achiziționat autobuze din ce în ce mai performante, din ce în ce mai bune, dar noile autobuze cu siguranță vor fi la cel mai înalt nivel. Este lângă mine directorul instituției, care cu siguranță se bucură alături de noi de acest moment în care, să spunem, suntem în așteptarea autobuzele electrice, dar, cum spuneam, avem în față un prototip și știm practic așa cum vor arăta și celelalte.